Bun. Am lăsat acum ceva timp pe comunitate un poll în care am întrebat cine a avut un fall-off mai mare dintre Ian și Nane. Și, spre surprinderea mea, cele mai multe voturi le-a primit Nane. Așa că astăzi vorbim despre fall-off-ul lui Nane și cum s-a produs acesta. Așadar, spre deosebire de Ian, care a apărut brusc în industrie, Nane a avut o poveste de cam mult mai lungă și nevoioasă, astfel că și fall-off-ul lui se întâmplă să nu fie la fel de abrupt ca cel al lui Ian. Ce mai degrabă este doar un parcurs natural al carierei sale, dat fiind de cât timp face asta. Asta nu înseamnă însă că Nane nu a făcut nicio acțiune care să-i accelereze cumva procesul de downfall, iar despre câteva dintre ele voi discuta pe parcursul acestui video. Despre Nane am mai vorbit în vreo două clipuri mai vechi, astfel că e foarte posibil să reiau câteva idei pe care le-am zis și pe acolo. Așadar, cum a ajuns Nane la un asemenea downfall? În prima fază ar fi inconsistența sa muzicală, dar asta este și elementul care l-a mai și ținut în viață în același timp. Ce vreau să zic aici este că Nane a avut trei mari perioade în cariera sa și fiecare perioadă i-a adus avantaje, dar și dezavantaje. Cele trei perioade ar fi așa: perioada de rap, perioada de pop rap și perioada de rap trap. Ca să le încadrăm și cronologic, acestea ar fi așa: anii 2007 până 2013 cu era mixtape-urilor, anii 2013 până 2016-17 cu era Okapi și anii 2017 până în prezent cu era Trap. Fiecare dintre aceste ere l-a adus pe Nane în vizorul mai multor categorii de public, dar în același timp i-a adus și hate și i-a stricat relații. După perioada de mixtape-uri, Nane și-a luat mare hate pe motiv că acum face muzică comercială și că s-a vândut, astfel pierzând o parte din fanii vechi. După perioada Okapi, acesta s-a certat cu oamenii din acel label, respectiv cu Gasul XXL, ceea ce a adus cumva un beef actual și cu Def Jam România, care e înființată tot de Grasu. Acolo, Nane a pierdut o mare parte din suportul industriei și a fost nevoit să o ia pe cont propriu. După plecarea din Okapi, Nane a găsit o nouă nișă pe care să intre, anume trapul. S-a putut observa încă din 2019-2020 că acesta este un cunoscător al fenomenului, astfel că i-a fost foarte ușor să-l abordeze. Fiind un cunoscător și fiind un nume cunoscut în România, Nane a ajutat mai mulți artiști de trap să crească. Aici vorbim de nume precum Ian, Asteca, Mgk, Albert Nebunu, dintre care cu Ian și cu Mgk are acum beef, și probabil și alți artiști. Aici am vrut să evidențiez faptul că Nane a reușit să se strecoare prin mai multe zone muzicale, însă nu fără să facă și niște damage și să provoace și niște scandaluri. Nu e treaba mea aici să zic cine a avut dreptate în aceste beef-uri, ci doar vreau să le evidențiez existența și să subliniez cât de mult au cântărit acestea la downfall-ul său. Muzica este o industrie care se bazează și pe relații, astfel că nu poți să supraviețuiești mult pe cont propriu, ca artist, dar te ceri cu toată lumea. Vezi exemplul cu Ian. Un alt lucru de menționat aici ar fi că fanbase-ul Nane este unul destul de toxic, iar atunci când acesta a pornit în scandalul cu Ian, cu Mgk, dar și cu alții, fanii săi au devenit destul de activi în online și scandalul s-a perpetuat foarte mult. În acest fel, comunitatea largă de ascultători au obosit să mă urmărească aceste conflicte, astfel că l-au șters pe Nane pur și simplu de pe radarul lor muzical, astfel artistul rămânând destul de izolat. Lângă beef-urile care au marcat trecerile, nici muzica sa nu a mai fost ce era, probabil fix din cauza acestor treceri, în special după Nane Alien. După albumul din 2020, care pentru mine a fost picul carierei sale, Nane a pornit într-un fel de ego rap foarte explicit și muzica sa era mai mult despre el decât despre ce percepe el despre lume ca artist. În plus, a început să abuzeze de anumite cuvinte și anumite dume, astfel încât lumea din nou s-a plictisit. Văzând asta, Nane a încercat să-și resusciteze cariera, sărit pe orice minival exista în anii trecuți. Astfel, în decurs de numai 2 ani, avem Nane pe R&B cu albumul Cordial, Nane pe Drill cu Elvi Pattern, Nane pe mai multe genuri muzicale într-un singur proiect, pe Starsic cu Luca Beats, și Nane pe orice ar fi fost traume și coșmaruri cu Rava. Fiecare astfel de proiect a fost o încercare eșuată a lui Nane de a-și da refresh la carieră. Însă fiecare dintre aceste proiecte i-a făcut mai mult rău decât bine, întrucât nu mai înțelegea nimeni ce vrea el să facă, ce fel de artist e, și pur și simplu era prea mult Nane. Ultima încercare de a-și resuscita cariera a fost cu labelul No Party Boys, un proiect promițător care de asemenea a ieșuat după certurile sale cu diversi artiști. Acum la No Party Boys nu mai e niciun nume care să-l ajute pe Nane și nici el nu mai e vreun nume care să poată să-i ajute pe alții. Pe lângă aceste acțiuni, avem și atitudinea lui Nane, care, ca aproape orice artist de trap, se ceartă mai mult peste oriul decât în realitate. Exista o perioadă în care Nane dădea bloc în stânga și în dreapta, la absolut tot ce nu era de bine despre el, indiferent că era ceva constructiv, o glumă sau doar era hit aiurea. Când se certa cu Mgk sau cu Ian, aproape niciodată nu a adus argumente valide sau vreun dis bun, ci pur și simplu erau niște acuzații pe story-uri care dispăreau în 24 de ore sau erau șterse de el. Punctul culminat al acestor interacțiuni de scandal a fost podcastul lui Gojira, în care aproape că se lua la bătaie cu Ian. Menționez toate astea pentru a sublinia cât de imatur a fost Nane în ultimii ani, mai ales dată fiind și vârsta lui, care se presupune că aduce și oarecare înțelepciune. Acesta a fost și un argument al comunității când a început toate beef-urile cu Ian, cu Mgk și cu cine mai are, că Nane are totuși o vârstă
și că nu se pretează să se mai certe cu oameni pe net. Printre cele mai mari eluri pe care le-a luat Nane în aceste certuri, au fost zisul către Mgkapa când acesta era la închisoare și așa zisa împăcare cu Ian, care a fost un el pentru amândoi, dar hai să le luăm pe rând. Mgkapa a fost închis câteva luni în 2023, moment în care Nane a ieșit cu mai multe istorii în care îl ironiza pe acesta. Acest fapt denotă lipsa de caracter al lui Nane și a scăzut tot mai mult în ochii publicului. După mai multe story-uri în care se înjurau, Ian și Nane au făcut un story împreună în care ziceau că totul este ok și că au fost doar lucruri spuse la beție, apoi au început să se înjure iar. Concluzia acestui clip este că Nane are un follow oarecum natural, dată fiindu-i vechimea în industrie, dar la care a contribuit și el într-o mai mică sau mai mare măsură. Scopul acestui video a fost să reiau anumite idei și să le centralizeze într-un singur clip, care să prezinte ideea de căderii lui Nane. În cele două clipuri din descriere se găsesc mai multe informații și mai multe opinii despre anumite subiecte pe care eu aici doar le-am amintit. Ce este de reținut este că Nane ar fi urmat să dispară oricum din scena muzicală, pentru că ăsta este parcursul firesc al unei cariere. Însă el a ajutat la acest proces și l-a făcut să fie un fall-off, mai mult decât o retragere în glorie. Dar cam asta am avut eu de zis despre Nane și fall-off-ul său. Ce crezi tu pentru ce am zis? Ești și tu de părere că Nane și-a accelerat downfall-ul? Lasă-mi părerea ta în comentarii și hai să avem o discuție. Și desigur, dacă ți-a plăcut monologul de azi și ești interesat de subiecte precum acesta, dar și altele ce țin de zona hip-hop, sugerez să te abonezi pentru a nu rata pe următoarele. Și dacă vrei să mă știi de mine, mă găsești pe Instagram și pe TikTok.